Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor proprii ale județului Francea pentru finanțarea unității administrative teritoriale de județul Francea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Francea pe anul 2012. Dacă există observații... Domnule președinte de ședință, de la început vreau să-mi exprim părerea că nu voi vota acest buget în două considerente principale. Principiul folosit de direcțiile de specialitate în construirea bugetului este micșorarea sumelor destinate investițiilor. Așa se întâmplă și acum. Din unele motive nu s-au realizat veniturile planificate. Și atunci, în loc să ne propunem să diminuăm cheltuielile pentru Revelion, care sunt colosal de mari, ne propunem să diminuăm cheltuielile pentru investiții, respectiv să nu mai consolidăm și să nu mai modernizăm centrul școlar, să nu mai reabilităm drumul DJ204E, să nu mai realizăm toate lucrările la sistemul de management, deci practic să facem cât mai puține investiții, astfel încât să angajăm cât mai puțini oameni în județul Francea. Un al doilea considerent este, la ședința anterioară, domnul președinte m-a asigurat că până pe 10 decembrie toate arieratele pot să vă citesc și din ceea ce a afirmat dânsul, toate arieratele din Francea vor fi plătite. Nu am văzut la ordinea de zi nici cel puțin un proiect de hotărâre care să plătească, nu neapărat așa cum promitea dânsul, la toate unitățile administrativ-teritoriale, indiferent de apartenența politică a primarilor, cel puțin să fie plătit la cele ale USL-ului. Tot este o realizare și economia vrânceană s-ar mișca. Așa, economia vrânceană nu se mișcă, dar de fapt întreaga economia noastră. Vă mulțumesc. Se amână unele proiecte, respectiv, cum spunea și domnul consilier, într-adevăr, lucrări la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Băicănești, la drumul județean 204E Mărășești-Panciu și la Sistemul Integrat al Deșeurilor, dar aceste programe se amână pentru anul viitor, de nu se pierd banii. Am mișorat cheltuielile la aceste proiecte, pentru că nu am primit nici sumele de la Uniunea Europeană, dar asta nu înseamnă că se pierd bani. Împotrivă, noi vorbim cu Buciu. Abține, cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.